Bun găsit, prieteni, sunt Mihai Spanov cu un video nou care cătare trebuie să-l fac încă pe 23 ianuarie. Credeam că l-am făcut, deci despre site-ul Deposit Network, unde eu am dat la scos bani și am primit pe Perfect Money. Credeam că am făcut și în română, dar mă uit pe canalul, nu este. Deci, uitați-vă, Perfect Money, pe data de 23, 87 de dolari, scos. Deci, cum am scos acești 87 de dolari? Deci, pe 23, dacă ne uităm la istorie, la portofelul care... Deci, cine nu m-a înțeles, în Deposit Network avem două portofele. Unul bonus, pentru bonus, care îl dăm la împrumut, după o perioadă când el se întoarce, primim venitul deja în portofelul principal. Deci dacă ne uităm la informații istorice, deci, tranzacție plus banii care au intrat, deci 0,2, 0,5, 32, de Bitcoin 0,32, 0,32. Și deci, pe data de 23, deci, ianuarie, am dat la scos 4,3 de Bitcoin. Căci mulți îmi spunea că acest site nu plătește și așa mai departe, din care cauza majoritatea nu se verifică pe acest site. Că pentru ce să fac verificare dacă nu după gândurile lor nu se plătește. De ce eu spun că nu se verifică? Dacă ne uităm la lista de parteneri, unde se vede care este situația la partenerii care i-am invitat, care sunt cu roșii, nu sunt verificate, deci nu au făcut verificare. Dacă nu faci verificarea, respectiv nu primești venitul din bonus. După ce l-ai dat la împrumut peste 7 zile. Cum se face verificare, eu am arătat într-un video, deci trebuie să introduci inițial datele personale, toate datele să fie îndeplinite, apăsând pe creionul acesta. După ce e trimis copii la buletin și o poză selfie, cum e cer. Deci două poze trebuie. După 24 de ori undeva, maxim 3 zile, aici dacă ați făcut corect apare verificat. După aceea doar puteți scoate bani. Deci eu am dat la scos și pot scoate bani. Am arătat că am scos. Eu am scos prin... schimbul lor care este aici, care cea mai repede, dar acolo este un comision, care o taxă de 20% care ei o opresc. Eu am mers la pierderea dat ca să arăt că se scoate. Deci prin Social Cloud Bank. Aceste schimbul lor care ei lucrează. Deci aici indicați ce vreți să dați. Mai jos, eu am ales Perfect Money. Aici trebuie pus portofelul de Bitcoin, îl găsiți în cont. Aici la informație. Acesta e portofelul de pe care trimitem bani lor. Deci eu am 0,55 de pe el. Aș putea să mai fac schimb, dar undeva 16 dolari. Dar nu vreau până. Doar arăt cum se face. Deci asta calea cea mai scurtă, de ea e și mai costoare. Este calea prin bursă.
Deci intrați pe bursă, faceți înregistrare, pe urmă din portofelul care îl aveți de Bitcoin, trimiteți încolo. Pe urmă pe bursă alegeți cantitatea, prețul, dacă vă aranjează. Deci, în prima, ce dăm? Dăm de Bitcoin. Într-a doua, ce vrem să primim? Aici, de pe el, scriem în care vă portofel, care îl aveți. Ca să fie cu culoare albastră. Și de pildă eu vreau să dau 0,355 cât am eu. Deci spune că valoarea este $16. Apăs pe exchange. După ce îmi generează un portofel pe care eu trebuie să trimit acești 0,55 de Bitcoin dacă vreau să fac schimbul. Deci, vedeți, portofelul ăsta, îl copii. După aceea, mă întorc în contul meu și trebuie să fac trimitele rog. Pentru asta, neapărat trebuie să avem Ether, Ethereum. Deci, pentru asta, eu am tot pe 23, am alimentat contul. Cu 0,24 Ethereum, deci 22 și 23 am făcut plată. Deci asta e plata pentru tranzacție. Mi-a luat 0,783 Ethereum. Undeva 80 de cenți. Deci trebuie neapărat să avem Ethereum. Dacă avem Ethereum, putem face trimitere. Deci, iar banii, când vrem să-i trimitem la schimb, intrăm în informații și aici este butonul Send, de a trimite. Unde indic portofelul care mi l-a dat ei. Unde eu vreau să trimit acei 55 de cent ăsta de Bitcoin. Pe euro. Și aici e ca pentru tranzacții, gazul ăsta, gaz price, am e Ethereum, pentru asta îmi trebuiești Ethereum. Și apăs transfer. E bani de eu nu o să fac, eu vreau o sumă mai mare să scot. N-are rost. Eu am arătat că am scos și am primit. Pe 23. Deci undeva până la 12 ore vine plata. Deci eu până când... Mai a doua. Deci, deja cursul de Bitcoin e $32. Iar aici apare valoarea de Bitcoin care deja se poate de primit bonus. Deci, persoanele care s-au verificat, dacă nu s-au verificat, aici nu apare nimic. Deci cineva din nivelul 2 s-a verificat și am încă 2-3 de Bitcoin. Dar eu acum vreau să... Mai dau la împrumut. Deci din bonus care noi îl primim, îl dăm la împrumut. Deja uitați-vă, de azi, cum văd, pentru înregistrare persoanei noi deja se dă 7 de Bitcoin, deoarece cred că cursul la 30. $30 pe an, de mulți cu 7, undeva este $200. Deci tot timpul bonusul este în jur de $200. Când am făcut eu înregistrare, dădeau 15, deoarece era undeva $15 monetă. Acum unde se practic 2 ore a crescut timp de o lună de Bitcoin. Deci
Дечка мотыча, русский спун, ну май бене.